3 decembrie. Amin. În împărăția ta pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Pomenirea Sfântului Proroc Sofonie. El s-a născut la muntele Sarabata, din seminția lui Simeon, și a prorocit în veacul al VII-lea mai înainte de Hristos, pe când rege al Iudeei a fost Evlaviosul Iosia. Prorocul Sofonie a fost contemporan Sfântului Proroc Ieremia. Având o inimă foarte smerită și înfrântă și o minte curată, ridicată pururea la Domnul, el a fost aflat vrednic să-i se descopere tainele viitorului. El a prorocit ziua mâniei Domnului și a pedepselor care vor cădea peste Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ecron, Ninive, Ierusalim și Egipt. Despre Ierusalim el a zis: Vai de cetatea răzvrătită și pângărită, cetatea asupririi! N-a luat aminte la niciun semn și n-a primit nicio dojană. În Domnul nu și-a pus nădejdea și nici nu s-a apropiat de Dumnezeul ei. Căpetenile ei sunt în mijlocul lor lei care răgnesc, judecătorii ei lupi care nu păstrează nimic pentru a doua zi. Prorocii sunt oameni ușuratici, vicleni, preoții pângărește cele sfinte și calcă legea. Sofonie 3:1-4. Prorocind venirea lui Mesia, el a strigat plin de bucuria Duhului: Bucură-te, fiica Sionului, salte de veselie Israel, veselește-te și te bucură din toată inima, fiica Ierusalimului. Sofonie 3:14. Acest văzător al tainelor Dumnezeu s-a săvârșit cu pace așteptând învierea cea de opște și cununa cea gătită lui de Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ioan Sihastru, episcopul Coloniei. El s-a născut în Nicopolea Armeniei și a fost fiul lui Encratie și al Eufimiei. El s-a tuns monah la vârsta de 18 ani și a îmbrățișat viața asprelor postiri și a curățirii inimii și a minții cu lacrimi și rugăciune. După 10 ani de astfel de viețuire, el a fost înălțat episcop al Coloniei. Prin pilda viețuirii lui, el a atras pe dobândirea sfințeniei celei plăcute lui Dumnezeu și pe fratele lui Pergamie și pe unchiul lui Teodor, ambii demnitari de frunte la curțile imperiale ale împăraților Zeno și Justinian. Dar văzând răutatea și intrigile lumii care învăluie până și tronul episcopal, nelăsându-i episcopului nicio putință de a îndrepta lucrurile, Sfântul Ioan a părăsit demnitatea arhieriei. El s-a ascuns sub chip de monah simplu și a mers la mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit, de lângă Ierusalim. El a rămas acolo ca un necunoscut vreme de mulți ani, împlinind de săvârșit și întocmai orice ascultare încredințată lui de egumen. Pentru aceasta, Sfântul Sava a recomandat patriarhului Ilie ca să-l sfințească pe Ioan Presbiter. Și voind patriarhul să săvârșească hirotonirea, Sfântul Ioan silit a fost să mărturisească că el este și episcop. După aceasta, Sfântul Ioan s-a închis într-o chilie unde a petrecut ani îndelungați în tăcere de săvârșită și rugăciune. După aceasta, el a mai petrecut alți 9 ani într-o sălbăticie a pustietății, hrănindu-se cu ierburi sălbatice. Apoi s-a întors iar la mănăstire. Atunci a întors el credincioși și a abătut de la erezia lui Origen și a contribuit mult la condamnarea și eradicarea acestei erezii. El vedea aievea lumea duhurilor și vindeca poporul de bolile lor. Căci biruindu-se pe sine, el cu ușurință a putut birui diavolii. Acest bărbat măreț într-o smerenie, putere și înțelepciune, acest adevărat rob al lui Dumnezeu, s-a săvârșit cu pace către Domnul la anul 558, în vârstă fiind de 104 ani. Pomenirea Sfântului Sfinții Mucenic Teodor, Patriarhul Alexandriei. După ce a păstorit poporul lui Dumnezeu din Alexandria vreme de 2 ani, el a fost apucat de către păgâni, bajocorit și torturat bestial. I-au pus cunună de spini pe sfințitul lui cap, apoi l-au decapitat pentru credința lui la anul 606. Pomenirea Sfântului Preacuvios Teodul.
El a fost patrician de frunte la curtea imperială a lui Teodosie cel Mare. După moartea soției lui, el s-a lepădat de deșertăciunea lumii și, părăsind Constantinopolul, a urcat pe un stâlp din apropiere de Efes, unde a petrecut într-o nevoință aspre vreme de 30 de ani. Pomenirea Sfântului Preacuvios Sava de la Zvenigorod. Acest Sava a fost ucenic al Sfântului Serghei de Radonej și mare făcător de minuni. După moartea lui, el s-a arătat multora ca și când ar fi fost viu, uneori învățându-i, alteori certându-i, iar alteori vindecându-i de bolile lor. El s-a săvârșit către mai fericita viață la anul 1406. Cugetare. Dumnezeu aude rugăciunile dreptilor și le împlinește pe ele, uneori imediat și desăvârșit, alteori mult mai târziu, la vremea cuvenită și potrivit trebuințelor bisericii. Cu alte cuvinte, împlinind rugile dreptilor, Domnul are în vedere fie mântuirea particulară a acelui om, fie mai binele general al bisericii. Sfântul Ioan s-a rugat lui Dumnezeu ca să-i descopere cum anume se desparte sufletul de trup la ceasul morții. Cum stătea la rugăciune, el a fost luat afară din sine și a avut această vedenie. Un drept murise înaintea unei biserici din Betleem, iar sufletul lui a fost luat de îngeri și dus la cer cu cântări minunate. Venindu-și întru sine, Sfântul Ioan îndată a ieșit de la locul lui și a intrat pe drumul ce ducea de la mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit la Betleem. Ajungând acolo, el a văzut trupul mort al omului chiar la locul care îi se arătase în vedenie. Murind Sfântul Sava cel Sfințit, Sfântul Ioan a jelit și a plâns. Dar Sfântul Sava i s-a arătat atunci în vedenie și i-a zis: "Nu plânge, frate Ioane, căci eu, deși am murit cu trupul, sunt cu Duhul pururea lângă tine." Atunci Sfântul Ioan l-a rugat cu lacrimi: "Părinte, roagă-te lui Dumnezeu ca să mă ia și să mă ducă la tine." Dar Sfântul Sava i-a zis: "Aceasta nu poate fi acum, frate Ioane, căci mare ispită are se cade asupra Lavrei, iar Domnul voiește ca să rămâi și să fii sprijin și întărire fraților și să abazi de la ei furtuna ereziei." Mai întâi Sfântul Ioan nu a înțeles despre ce fel de erezie poate fi vorba, dar mai târziu a văzut când stricata învățătura lui Origen a început să zguduie din nou biserica Domnului. Luarea aminte. Să luăm aminte la căderea lui Adam și a Evei din pricina păcatului, facerea 3. La cum, văzându-se goi, ei și-au acoperit rușinea cu frunze de smochin. La cum chiar și azi, toți păcătoși și nepocăiți, văzându-și lipsa virtuții, se simt goi și își ascund golicia cu tot felul de minciuni și închipuiri. Predică. Despre cele două lumi. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, facerea 1.1. Fraților, orice dorește Dumnezeu să fie descoperit oamenilor se descoperă și orice nu dorește El să se descopere rămâne ascuns. Moise, cel care l-a văzut pe Domnul, nu a putut spune nimic mai mult despre cer decât că la început l-a făcut Domnul. Zicând aceasta, el a continuat să descrie în detaliu facerea pământului. Dar de ce nu grăiește Moise la fel de în detaliu și despre facerea cerului? Aceasta deoarece Domnul nu a voit să îi descopere lui mai mult decât atâta, că pe cer l-a făcut Domnul. Motivul? Oamenii nu erau atunci destul de maturi cu duhul și cu mintea, nici capabili să înțeleagă lucrurile cerești altfel decât trupește. Doar după trecerea multor veacuri, odată cu aducerea pe pământ a noului legământ al lui Dumnezeu, el a descoperit mai mult oamenilor credincioși și aleșilor lui tainele lumii cerești. Doar creștinii au văzut deschizându-se cerurile. Sfântul Ioan, evanghelistul și teologul, dă mărturie despre aceasta când zice: "După aceasta m-am uitat și iată o ușă era deschisă în cer." Apocalipsa 4.1. Sfântul Arhidiacon Ștefan, întâiul mucenic, mărturisește și el: "Iată-vă cerurile deschise." Fapte 7.56. Sfântul Apostol Pavel, care a fost răpit până la al treilea cer,
2 Corinteni 12:2 și auzi cuvintele de nespus pe care nu se cuvine omului să le grăiască, 2 Corinteni 12:4, vorbește de coruri îngerești, de tronuri, stăpânii, începătorii și puteri și zice: toate s-au făcut prin el și pentru el, Coloseni 1:16. Ucenicul lui, Sfântul Dionisie Areopagitul, descrie ierarhia cerească tot atât de amănunțit precum descrie Moise zidirea lumii celei pământești. Iată cum bine a voi să fie nepătrunsă înțelepciunea a lui Dumnezeu. Ceea ce Domnul nu a binevoit să-i descopere lui Moise, a voit să o descopere Sfinților Apostoli ai lui Hristos și următorilor lor. Pe bună dreptate a fost așa, căci ceea ce nu s-a putut rosti copiilor, s-a putut arăta în amănunt bărbaților ajunși la plinătatea înțelegerii. Descoperirea tainelor nu se dă decât celor maturi cu Duhul. Iată minunată lecție pentru noi toți. Să căutăm prin urmare cu sârguință să învățăm adevărul și încă și mai sârguincios să căutăm să ne curățim inimile de păcate, să ne întărim cu răbdarea și cu credința nezdruncinată că Dumnezeu ne va dărui nouă tot ceea ce ne este de folos la timpul cuvenit, în felul și la măsura necesară a mântuirii noastre. O, Stăpâne Doamne, tot înțelepte și iubitorule de oameni, care ne înveți și ne povățuiești pe noi la mântuire, fără grăbire și fără amânare, ție unuia prea bunule Doamne, ți-aducem slavă și mulțumită în veac. Pe tine te lăudăm, pe tine bine te cuvântăm și ție pururea ne închinăm. Amin.